M-am angajat recent în câmpul muncii și mă simt oarecum neprotejat. Știi ce ar trebui să faci ca să-ți cunoști drepturile? Nu, trebuie să fac ceva să fiu mai informat și să-mi cunosc drepturile. Știai că există școala sindicală? Nu, dar m-ar interesa să aflu mai multe de la alți tineri care au aplicat. Toți cei responsabili, activi și cu scopuri sociale mari s-au realizat aici, la Școala Sindicală din Moldova. Anume, la Școala Sindicală am avut șansa de a fi instruit de cei mai buni formatori sindicali. Dar în cadrul școlii sindicale poți deveni mult mai informat și poți transmite un mesaj corect din punct de vedere legal. Școala Sindicală e unul dintre puținele proiecte care îți oferă oportunitatea reală să înveți lucruri utile ca mai târziu să le folosești pe întreaga durată a carierei. Spunând lucruri utile, am în vedere tot cu ce se ocupe sindicatul, ce este în primul rând un sindicat și de ce avem nevoie de el. Mulțumesc chiar pentru această șansă de a afla atâtea lucruri noi și de a cunoaște atâția oameni noi. Dacă să vorbim de ceea ce s-a schimbat la mine după absolvirea Școlii Sindicale din Moldova, pot spune că categoric multe. Am devenit mult mai încrezută în mine și știu cum să apropii succesul în tot ceea ce fac. Ceea ce ține de activitatea sindicală, pot spune cert că salariații de la întreprindere în care activez sunt mult mai informați în ceea ce ține de sindicate și deja suntem o echipă bine definită pentru a face lucruri mărețe. Îndemn pe toți cei care doresc să vină la Școala Sindicală din Moldova pentru că au doar de câștigat din aceasta. Am venit la Școala Sindicală pentru a mă perfecționa profesional. Vă mulțumim pentru participarea și implicarea activă la Școala Sindicală. Școala Sindicală este un proiect eficient pentru că anume tinerii participanți aici și-au dezvoltat abilitățile de comunicare, abilitățile de negociere și și-au aprofundat cunoștințele în domeniul sindical. Consider că Școala Sindicală a pregătit o nouă generație de tineri sindicaliști. Un pas înainte spre realizarea realizării drepturilor.